Salutare, prieteni! Sunt eu, Terec, și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World The Game! E bine, fraților, nu știu la ce mai fac episodul ăsta de Jurassic World The Game, probabil că să am content pentru următoarele zile, dar mi-a spus ceva în comentarii acolo, s-a mâniat, a invocat zeii să mă distrugă, că nu l-am băgat pe Mosasaur într-o luptă atunci când l-am făcut de nivel 40. Și chiar asta o să-și fac, fraților, să-l bag pe Mosasaur astăzi într-o luptă, fiindcă și eu vreau să văd modurile lui de atac și toate cele, pentru că nu știu dacă are aceleași animații și atacuri ca la Tilozaur, adică... Da, are o animație de feed diferită și toate ce, dar sunt curios, frate, să văd. N-am văzut niciodată un Mosasaur în luptă. Sau cred că am văzut, dar mai mi-am aminte. Și plus că mai avem și evenimentele astea în care jucăm o grămadă legendary pe acord și o să vă spun un bug secret, fraților. După ce completați astea două eventuri, ieșiți din joc, intrați iarăși și o să le mai primiți o dată. Deci nu primiți unul, nu primiți două, nu primiți trei legendary pe acord, primiți patru legendary pe acord. Cât de tare e asta. Ok, asta e ce avem pe aici. Am început să pun ăștia la hatch. Pentru că da, dacă tot am 4, să mai fac un acord de nivel 30, nu? Ok. Avem niște coins acolo, drăguți. Ok, hai să mai punem unul. Bun. Scoate și apatozaurul ăsta de la hash, fiindcă e util, frate, un apatozaur de nivel 10 o să fie și el util într-o bună zi. Poate chiar astăzi, cine știe. Ok, îl vrem și poate la nivel 10. Perfect, avem un cântănculeț. Opa, am uitat de tradiție. Ai! Ok, hai să scrie mystery pe acolo, fraților, tradiția. O labirintodontia, pun și el acolo, o să se transforme azi, cât de curând posibil, cine știe. Bă, nu ne interesează alte chestii. Uite, avem aici ceva. Ok, coletăm chestia asta, ce mai avem pe aici? Have 8 pterosaur level, misiune, da. Bun, am completat deja două lupte la fiecare și uite chestia, frate, am nevoie numai de carnivore și alți carnivore. Păcat că mai am 12 ori la dispoziție și nu cred că o să completez de două ori evenimentele astea, fiindcă sunt foarte costisitoare, frate, pentru nivelul meu. Dar cui pasă? Ce avem aici? Dumnezeu, hai să vedem în partea asta ce avem. Bă, cred că asta e mai ușor, ia să vedem. Punem un T-Rex, punem asta și punem un Golden Tooth. Și Golden Tooth îi omoară pe toți. A, e bine așa? Hai să punem pătarea în loc de Metracanto sau în loc de, de Vulcano, Vulcanico, chestia, nu mai știu cum l-am numit, ceva cu vulcan. Multe chestii, uite eu. Ok, tipul ăsta mă doboară în două lovituri, deci cred că trebuie să pun un bloc sau hai să punem un reserve, să merge la noroc. Merg pe ideea că nu o să mă atace, nu? Dar nu o să fie atât de nicio... Necioplitule. Mă doboară din două lovituri iarăși, așa că o să pun un bloc de data asta, nu-l mai las. Păi ce crezi că m-ai păcălit odată să-ți fie rușine, m-ai păcălit de două ori să-mi fie mie. Dar asta e că m-a păcălit deja. Acum a păcălit. Speranța le elimin pe primul unul din ăștia doi, dar aparent Golden Tooth va trebui să elimine pe toți, frate, deci efectiv pe toți. Spune că mă atacă cu 4, perfect, e left open. Golden Tooth, tot meciul ăsta este în ghearele tale, în dinții tăi. Uite ce dinți ureți are, frate, mi-a zis o vizită la cum dracu se numește la frate, dentist. Două e mort, punem 3 și 3. Păl praf. Boom. Azem. Golden Tooth vs. Tritanicolagreus. Cine o să câștige oare? Să sperăm că Golden Tooth. Țineți-mi pumnii, frate, trei atacuri buni. Deci așa, trei lovituri e mort, ținând cont de blocul la 4. 1, 2, 3. Ținând cont de buma, măi, 12.000. Să pun 21. Ai de capul și de zile mele, trebuia să pun 3 blocks. Trebuia să merg pe instinct, frate, am mers la noroc. Dar nu cred că mă lined între lupturi, nu? 500, ținem cu 2 jucat în jocul ăsta. Și m-a atacat cu una. Oi, de capul nostru, frate. 1, 2, 3, 4 și încă un bloc. Un result, pardon. Bun, 2, asta înseamnă că are 6. Spune că mă atacă cu toate 6. Mua, divin. Dar stai că stai mai slab decât celălalt. Nu? Parcă e mai slab. Ăla ce era ultimul la cocinii pe 39, că nu-mi dau seama, nu văd. În fine, e mort, cui pasă, am câștigat, Golden Tooth i-a bătut pe toți, rect. Nu ne mai interesează ce se întâmplă, gata, am câștigat. Primul legendary pack. Bun asta, Golden Tooth. Dacă Golden Tooth nu merită, fraților, like, atunci nu știu cine merită, eu sigur nu merit. Golden Tooth merită. Golden Tooth, da, merită, fiindcă a bătut 3 oponenți foarte puternici, foarte OP. Eu pe de altă parte nu merit, eu decât vorbesc prostii. Și fac prostii, deci să ține minte, vorbesc prostii și fac prostii. Ok, primul legendary pe achează în ce conține.
1100-2208 puncte de bloc. Un Dimetrodon. Bă, ăsta e bun, de ăsta am nevoie. Da, de ăsta am nevoie, sigur am nevoie. Parcă avea Dimetrodonul pe aici, unde n-ai băut fi. Uite-l aici. Oh, puteți face un de nivel 30. Oh. Oh, hai să o facem. Ok. Îi dăm și speed-up, fiindcă vreau să-l văd. Ai, frate, puteai să faci tu din prima. Sunt curios cum arată, frate, nivel 30. Și cu ăla de-l mai avem. Ești bulangiu. Vrei toată atenția tu. Vrei să acaperi toată atenția aici. Ai află că tu nu ești vedeta acestui episod. Eu sunt vedeta acestui episod. Ok. E roșu. E roșu cumva. Vreau să-l și hrănesc pe deasupra. Bun. Da, e puțin roșiatic așa. Deci o să avem încă unul de nivel 20, deci ne mai trebuie încă 2, frate, încă 2 Dimetrodon și putem să facem unul de nivel 40, deci înainte să-i deblocăm. Cred că nu l-am deblocat, dar uite cât de bine arată tipul ăsta, frate, ce colorat e. E prima creatură, de fapt asta mai zis despre o altă creatură. Dimetrodon e un dinozaur pe deasupra, e un mamifer. E mai mult decât un mamifer, dar e o creatură care arată bine în MOV. Ok, uite, mai avem unul aici, activ în chestia asta. Și dacă aș mai vrea unul gen, e deblocat cumva? Sau la ce battle stage îl deblochez oare? O, e deblocat, ok, putem să cumpărăm doi dacă vreți să facem de nivel 40. Oh, deci asta nu e o problemă. Bun, așa. Mă bucur că am avut chestia asta. Ok, hai să luăm legendary pack-ul ăsta. Și putem folosi noi aici. Stai, ce restricții avem oare? 3 carnivore, obligatoriu, deci 3 carnivore dacă nu mă bat ăștia. E Dominus Rex, frate, direct. Și avem nevoie de boostere. Primul meu booster de 8 blocks, ok. O să luăm un booster de 100%, hai să fie 100%, frate. Mai mult n-avem nevoie, Dominus Rex n-are nevoie de mai mult. Ok, hai să facem și pe asta, frate. Uite cât de fioros să crede tipul ăsta. O să mă atace cu două, așa că o să punem un Rizer direct. Ah, ce m-am lovit. Dumnezeu, cine a pus tastatura asta aici? Dă-te-mă mai încolo. Ok, m-a atacat cu două, cum am prezis. Am prezis asta, bă, bine, cu orice prosop am putea să vreți pe chestia asta, dar vreau să mă dau și o mare. O să punem un bloc și două reserves. Să sperăm că o să mă atace cu două iarăși. Hai, fi prostovan și atacă-mă cu două iar. Doar fi prostovan, frate, te rog. Merge și cu una, decât cu niciuna, merge și cu una. Te mulțumești cu ce ai, nu mai ceri în plus, că dacă nu, ți se ia. Ți se ia după aia tot. Ok, punem un bloc. Acum, dacă nu mă atași cu 4, să te pună dracu să nu mă atași cu 4, ca să vezi pumni în cap ce ții tu. Ala e. Dar tot îți iei pumni în cap, stai tu liniștit. Ok, un Indominus Rex mai mic versus un Indominus Rex mai mare. Două e mort, una, două, trei. Potăile naibii ce sunteți, de ce, frate, e unul, e aproape două noaptea. Potăile astea, sau două dimineața, nu știu, asta mă încurcă total. Javrele astea ordinare încă mai alatră pe aici până sat. De-aia nu pot eu să dorm, frate, noaptea. Și nu pot nici să închid geamul, că dacă închid geamul, atâta-mi trebuie, mor instant. Oh, mare greșeală, domnule Rajastega, mare, mare de tot, mare cât tine. Mort. Una, două, una, două, trei, vreau ca Indominus să dea lovitură de grație. Bă, mă întrebare, e puternic Erlicasaurul ăla? Nu, Erliofosaur, dar ce zi mereu Erlicasaur, Erliofosaur? Bă, să știi că e destul de puternic la nivel 27, adică uite cât atac are nebun și HP. Dar tot nu se compară cu mărețul Indominus Rex. Indominus rămâne regele hibrizilor, cum T-Rex rămâne regele dinozaurilor. Și acum o să vină unul și o să mă acordeaz și o să zic că, dar T-Rex, spawn-ul e mai mare, spawn-ul e mai mișto. Băi, te chiși un frate, băi, tradu numele de tiranozaur și să vezi ce înseamnă. Și-o pâr la tiran rege, boom. Și Indominus înseamnă rege de necontrolat, rege de neîmblânzit, ceva de genul, știi? Și asta și e până la urmă. Și uite așa mai câștigat un legendary pack. Yay! Aplauze. Ia să vedem ce conține. Dacă și ăsta are un Dimetrodon, îl facem de nivel 40, fraților. Deci dacă are un Dimetrodon, de nivel 40 îl facem. Ok, ia să vedem. Spune că e Dimetrodon, 500 Dinobucks, un T-Rex. Oh, încă un tiranozaur. Mamă, deci n-am mai câștigat un tiranozaur de când am făcut o parexie de nivel 40. Deci când am făcut o parexie înapoi de nivel 40, de atunci n-am mai câștigat niciun T-Rex, frate. Ba chiar trebuie să cumpăr vreo 2. Wow, deci asta e o premieră.
Oh, și avem un battle stage. Ok, o să facem și battle stage-ul ăla. Ia să vedem, colectăm și coins-ul ăsta pe aici. Băi, nebun, am primit un T-Rex. Bă, asta e o ocazie. Asta e o ocazie unică, că să dăm 25 de Dino-Bucks ca să-l punem la hatch. ok, unde naiba e? E pe aici pe undeva. E chiar pe aici pe undeva. Parcă este în capătul listei. Mamă, cu dinozaurem. Oh, uite-l chiar aici. Perfect, îl punem și pe el acolo sau pe ea acolo. Uite cât de frumos arată, frate, un T-Rex la hatch. Hai să facem și battle stage-ul video ăsta, frate, după aia o să facem o luptă acvatică cu mosasaurul ăla. Cum v-am promis. Am zis că o să-mi iau revanșa, da? Deci o să facem și o luptă cu mosasaurul meu, după ce facem battle stage-ul ăsta. Stai să vedem. Pterozaur și pterozaur. Ei bine, eu o să pun... Hai să vedem, vreau diplodul cu patosaur de nivelul 1 sau hai să facem așa, frate. O să fost pe... Nu, tu nu ești Snakehead. O să fost pe Snakehead, pe Wimisaur și a patosaur de nivel 10, uite unde era nebun. Și pe tipul ăsta, ce puteți să câștigăm cu echipa asta? Bă, eu zic că merită o încercare și ne întoarce din nou în arena asta frumoasă. Nu știu, mi se pare mișto arena asta acum. De când am mai luptat în ea, adică lupt așa ocazional în ea când mai fac nivel, știi? Deci mie mi se pare o arenă mișto. Ok, dar când asta era singura arenă din joc, toți erau ceva de gen, ce arenă plictisitoare, vreau o arenă nouă. Acum toată lumea vrea să rupte din nou în arena asta și n-aia pe helipadul ăla acolo, știi? Ok, m-ai atacat. Bine, boss, dacă tu vrei să mă ataci, eu n-o să te atac, eu o să fiu pacifist, n-o să te lovesc încă. Nu o să te lovesc încă, boss, o să fac full of reserve și după aia o să te atac și o să dau un pumn în cap. Nu vă o să cred că m-a atacat cu 4, frate. Snakehead suportă și Snakehead o să doboare oponentul, oh my god. Ok, ia să-i mâna 2, 3 e mort, mâna 2, 3, 4, punem și un bloc să fie. Și jos cu Tolomacul ăsta, boom. Deci el dintre 3-4 atacuri n-are să-l doboare pe Snakehead, dar Snakehead într-un atac are să-l doboare. Ok, domnul Pterano, ce o să faci? O să mă atași cu 3, de ce nu? Adică, săracul Snake e de la pământ. Și-a făcut treaba. Te salut. Bun, acum hai să salutăm pe fraierul ăsta cu o coadă în bot. Una, două. Trei e mort, ținem cont de bloc. Una, două, trei, patru. Ok, m-am speriat puțin de blocul ăla. Am uitat că am pus un atac în plus doar special pentru blocul ăla, știi? Special pentru acel bloc, frate, ați văzut? Deci eu mă dedic cu totul chestiilor mănunte. Pardon. Ok, o să-l doborâm pe individul ăsta cu individul ăsta. Apatosaurul ăsta de nivel 10. Haide, micuțule, câștigă prima ta victorie. Bine ai venit pe lume. Bă, frate, este un episod de Jurassic World The Game dedicat luptelor. Bă, să știi că asta e. Am nevoie de un nume mișto, un nume așa de clickbait care să atragă lumea. Super fights, super dancer fights cu multe săgetuțe și chestii, că la mod acum să pui pe thumbnail săgetuțe și chestii așa ca să atrag atenția. Nu fac cu chestiile alea, mie nu-mi place prea să pun săgeți și astea pe thumbnail, arată ciudat, nu știu. Mie unul nu-mi place, adică n-aș face, frate, nu e genul meu, n-aș face așa ceva. Ok, și-am deblocat din morfodonul, bun. Am putea să-l punem la hatch. Să-l pun la hatch oare, am prea puțin Dino-Bucks, frate, când aveam 20.000 de Dino-Bucks nu făceam chestii de-astea. Zic să nu. Avem un Dimorphodon de nivel 30, dacă mi-aduc eu aminte bine. Eu nu prea mi-aduc aminte bine nimic. Uite-l aici, da, nivel 30. Deci ne mai trebuie încă 4 și facem un de nivel 40 și putem să facem un hibrid nou. Ia să vedem. VIP. VIP-ul ăsta arată ciudat, uite, e jumătate auriu, jumătate albastru, așa. Mă întreb oare se poate face cu creaturi acvatice sau cinozoice aici? Mare curiozitate, n-am văzut pe YouTube așa ceva. Evenimente de astea VIP, ciudat. Ok, hai să facem și cu v-am promis astăzi cum... Mosasaurul nu e cel mai bun al meu, ești nebun? Ok. Bine, atunci o să facem un felul următor. O să punem Henodus, Orthocanter și la sfârșit pe Mosasaur, al cărui nume încă nu l-am ales, frate, am uitat să aleg numele. Erau foarte multe sugestii acolo, frate, foarte multe sugestii pentru numele Mosasaur. Și mi-a fost foarte greu să aleg una, încât le-am uitat pe toate. Ai de cap meu ce oponenți. Ce sunt bă ăștia? Bă, vreau și-o ceva ușor. Ok, sunt toți ăștia de cave. Nu cred că ceva ce nu pot să fac. Și știu de ce nu mai lupt în arena asta aici acvatică, fiindcă e puțin lăguită, frate, până dispar unele particule, știi?
Ok, dar ne răscurcăm așa, n-are nimic, nu observă nimeni, nu? Sunt toți de cave, e bine pentru mine, adică mozazaurul o să le facă felul ușor de tot. Ok, uite, vedeți, s-a dus lagul, gata. Odată ce dispar umbrele alea așa după nisip, merge ok. Oh, m-a atacat cu patul prostul, bun. Vă zic să le eliminăm pe tipul ăsta, că mi se pare un pericol public. Frate, și totuși ortocanta la nivel 31 plus arată sick rău, dar tot, uite cât de șmecher poate să fie, frate. Dar tot trebuie să-l omor, mai, n-avei ce-ți bate, trebuie să scăpăm de el. Opa, trebuia să pun, din 4 lufturi îl omorești, nebun? Aproape din 3. Ok, e jos, frate, sau uite cât de șmecher arată, frate, e mult prea tare. Okidoki, Banana Ugmius, salut băiete, ce faci, ești bine, bine, ok, ești mort de lovitură, știi chestia asta. Bine, ești mort de lovitură, dar mozazaur, dar la orfocantă sunt meu, nu prea ești. Ok, vreau să păzesc ca să dau loftura de grație, frate, vreau să dau loftura de grație în bot, cu 7-8 atacuri. Of, câine suferiți, frate, satul ăsta e plin de câini, dacă ești noaptea singur pe drum, te mănâncă câine de viu. Nu glumesc. E foarte periculos faci. Ok, e momentul ca mozazaur să-și dezlănțuie furia, ia să vedem, frate. Are atac diferit față de tirozaur și de ăștia. Sper că da. Cu domoare, dude. O să mănânce pe pietul Orsocantus. Uite, nu are 1000 atac. 899 atac, serios, Luria, 899. Nu puteai să-i puși tu 900, acolo să fii tu mai general. În fine. Aie, full 8 atacuri, frate. Ia să vedem animația asta. O să dai cu coada nisip, nu? Cine va face? Că face ca în Jurassic Park Builder un atac de ăsta așa, stil torpilă. Mănâncă nisip, ești nebun? Mănâncă pământ? Ok, asta a fost ceva surprinzător. Animații mișto. Ce-mi plac sunetele aia de efect, frate. Vă dați seama să fiți undeva într-o barcă, în larg așa, să fie pustiu și liniște și să auziți sunetele alea ieșind de sub apă. Păi că la țări te duci direct în not, dai la vâzle când dai din picioare, așa, la maraton. Ruletă, ok. Un undersac, niște loyalty points, eu o să câștig niște coin sau niște food, facem pariu? Coin sau food o să împinge, fiți atenți la asta. Ok, și... Păi evident, frate, când fac și un pariu, niciodată nu câștig, dar am câștigat 20 de dani, o bag, sunt fericit. Nu înțeleg de ce mă plâng, mă plâng că am pierdut pariu, o să mă bucur că am câștigat niște dani, o bag, sunt loc de o altă porcărie. Dar bun, fraților, unde-i Dimetrodon la... E foarte tentat să-l fac de nivel 4G, frate, dar cât costă? 3600, costă mai mult decât un tiranozaur, mi se pare. Ok, și la speed up cât costă să dau speed up? 600, nu mi ajung dinobox-urile, frate. Mi-ar plăcut să-l fac de nivel 4G pe Dimetrodon, dar nu-mi permite bugetul. Aia e poate altă dată, până atunci, oameni buni, o să cheșu aceste... avem o expansiune, ok, să colectăm asta. Și altă expansiune nu mai pot mai fac. Câini nesuferiți. Dar, da, fraților, cam așa o să închei și acest episod, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o, eu vă mulțumesc din nou pentru toată atenția acordată și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare, pa, pa!